Chiar în ziua în care a intrat în vigoare starea de alertă în România, a fost comunicat cel mai mic număr de noi cazuri de coronavirus înregistrate în 24 de ore din ultima perioadă, respectiv 190. Astfel s-a ajuns la un total de 16.437 de îmbolnăviri, a anunțat vineri la ora 13 grupul de comunicare strategică. 1056 de persoane au murit din această cauză, iar la terapie intensivă mai sunt internați 219 pacienți. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9370 au fost declarate vindecate și externate. Cele mai multe cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus rămân în Suceava, 3386 și București, 1591. Număr însemnat se înregistrează și în Arad, 691, Botoșani, 646, Brașov, 604, Cluj, 513, Galați 529, Hunedoara 598, Mureș 641 și Neamț 824. Peste 14.000 de persoane mai sunt în carantină instituționalizată pe teritoriul României ca urmare a epidemiei cu noul coronavirus, iar alte peste 14.000 sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 294.601 teste. Încă un român infectat cu noul coronavirus a murit în Marea Britanie, iar numărul românilor decedați din diaspora se ridică la 103. Pe plan mondial, sunt peste 4,4 milioane de persoane afectate de COVID-19, iar peste 300 de mii au murit din această cauză.